și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi puțin despre dezinfectarea solului. Am dat și noi comandă de ceva după internet. Dar pentru că încă probabil se vede și oricum știți din materialele noastre, încă avem plante în solar, avem castraveți, în solarul din curte mai avem roșii și nu putem face acum dezinfectarea solului. Dar o să vorbim puțin pentru că sunt anumite persoane care deja ați golit solarul și probabil o să vreți să faceți dezinfectarea solului. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumesc foarte mult. Am mai cumpărat și ceva floricele, totodată cu această comandă. Da, i-am dat comandă de câteva floricele. Este vorba despre condurul doamnei. Cam așa arată. Ajunge este... până la înălțimea de 2-3 metri. Sunt companion pentru legume. Da, pentru tomate, în principiu. În principiu, da, pentru tomate. Aici avem crăițe uriaș melanj. Pot ajunge până la 70 de centimetri înălțime. Aici mai am încă un amestec pentru jardiniere, un mix. Arată foarte bine. Aici am ochiul boului. Ce frumos arată bătut. Asta. Da, mov așa, foarte frumos. Și aici mai am niște dovleci ornamentali în formă de floare. Ia uite cât de frumos sunt. Sunt soi timpuriu de productivitate sporită cu fructe albe. Noi am dat eventual comandă de altceva, trebuia să vină diferite forme, diferite culori. Da, și culori, dar n-au mai avut și... Ni l-a pus pe acesta. Așa, pe acesta. Bun, și am mai luat... Oh, ce greu e! Ia uitați, avem mai multe bidoane luate în, în mașină, de asta am fost, de le-am luat din oraș, le-am ridicat noi de la curier. Am fost și cu papagalul puțin pe la doctor, este bolnav. Puțin bolnav, sperăm să se facă bine. Este vorba despre Radius SL. Este dezinfectant biodinamic pentru solarii. Da. Și o să vă spun și cum se aplică acest dezinfectant. Să-l pun așa, să vedeți. Acest dezinfectant îl puteți aplica prin sistemul de picurare, dar foarte important ar fi ca temperatura în care, deci temperatura solului în momentul în care aplicați acest dezinfectant să fie peste 6 grade și să vedem acum, noi nu știm dacă putem face dezinfectarea solului în toamnă sau în primăvară vom face, să vedem cum ne permite și timpul, dacă mai va fi cald. Da. Pentru că cel puțin o săptămână va trebui să fie peste 6 grade temperatura din sol. Să vedem cum, cât mai țin plantele și timpul, să vedem cum putem aplica. Dacă nu putem aplica acum în toamnă, vom aplica în primăvară. Și haideți să vă spun cum puteți face dumneavoastră această operațiune. Mai întâi frezați locul, arați-l la o adâncime de 25-30 de centimetri. După care îl udați bine cu furtunul și puneți acest dezinfectant în pompa de stropit. Bidonul are undeva la 10 litri, deci intră foarte bine în pompa de stropit și aplicați-l, este pentru 100 de metri pătrați. Deci se pune nediluat. Dacă vreți, puteți să-l aplicați și prin sistemul de picurare. În cazul în care îl aplicați prin sistemul de picurare, îl veți dizolva, deci 10 litri la 200 de litri de apă și îl dați direct prin sistemul de picurare. Ce vreau să vă spun despre dezinfectant, noi am luat mai multe astfel de bidoane, dar am adus doar unul de la mașină. Timpul de pauză, scrie și pe bidon. Timpul de pauză după aplicare este de 7 zile, deci mult mai repede decât la ceilalți dezinfectanți de sol. Pentru că este un produs biodinamic și de asta are și timpul de așteptare mai mic. Deci după mărunțirea solului, udați bine și aplicați acest dezinfectant.
Dacă aveți o folie, ar fi foarte bine peste pământul dezinfectat să puneți o folie pentru a ține acest dezinfectant cât mai bine să intre în sol până la adâncimea de 25-30 de centimetri și acesta acționează, da, acesta acționează și împotriva dăunătorilor, dar și împotriva bolilor. Deci anul viitor veți sta fără griji. În felul acesta scăpați și de foarte multe pesticide și insecticide pe care ar trebui să le aplicați anul următor. Pe lângă acest dezinfectant, la fiecare dezinfectant primiți și Tomato Grow. Deci este pentru... Este foliar. Se poate aplica și radicular. Foliar și radicular. Este un stimulator de legare, rodire pentru tomate format pe bază de acid. Fosfor, potasiu, microelemente necesare creșterii, dezvoltării și rodirii. Am primit mai multe stimulanțe. L-am primit cadou, voi da și eu cadou mai departe, o să am un vecin care folosește astfel de produse. O deci, să-i le dăm pe toate dânsului că nu folosim așa ceva, dar am spus pentru cei care vreți să dați comandă, să știți, la un bidon de 10 litri primiți și acest cadou. Și se găsesc și în doze mai mari, adică pentru cei care doriți să folosiți produsul Tomato Grow. Da, da, da. Se pune 200 de mililitri la 10 litri de apă. Litri. Dacă îl aplicați cu pompa și fertigare 1 litru la 100 de litri de apă. Deci la 100 de litri de apă se pune un litru din acest produs în sistemul de picurare, ca să-l aplicați radicular. Da, exact. Noi o să mai facem un material și o să vorbim despre dezinfectarea solului și momentul în care vom aplica și noi. Dar pentru cei care vă grăbiți și vreți să dezinfectați solul acum, cât încă vedeți a mai ieșit soarele, este mai cald, am zis să vorbim, să spunem despre ce produs vom folosi și puteți încerca și dumneavoastră. Pentru anul viitor veți avea o recoltă mult mai bună și fără atât dăunători, că până la urmă asta este important, să mai scăpăm de dăunători și de bolile din sol, bolile fungice. Cam acesta a fost materialul, până la un nou material, vă salut cu respect și vă spun o zi bună, la revedere! O zi bună, la revedere, v-am pupat, pa, pa! Pa.